Destul de, destul de vechi astea. În interesul cui este ales avortul? Ia să vedem, în interesul cui. Eu aleg, dar în interesul cui? Este pe canalul Trinitas TV. La rubrica, trebuie să citim descrierea, are 218.000 de abonați, mult peste noi chat. Mult peste noi. La rubrica Pro Viață, Teodora Diana Paul pune o întrebare foarte valoroasă. În interesul cui este ales avortul? Al mamei? Al copilului? Este mama bucuroasă să facă un avort? În 90% din cazuri, nu. Sursa? Este, revolt, este nevoită, presată? De cele mai multe ori, atunci, în interesul cui este avortul? Atunci când mama suferă o durere pentru care nu îi se oferă nicio soluție? Merită mamele noastre în care Dumnezeu pune viață? Un asemenea tratament? Ok, Mișu, salut! Ok, acum putem pune și noi niște întrebări. La rubrica Pro Viață, Teodora Diana Paul pune o întrebare foarte valoroasă. Este fericită o femeie cu o sarcină pe care nu se dorește. În interesul cui este un copil născut nedorit al familiei, al copilului. În 90% din cazuri al niciunuia. Este, este foarte simplu să facem un astfel de, de, de text, o astfel de descriere. Normal că depinde cum pui întrebarea. Este vreo femeie fericită că face avort? Nu, este o traumă avortul în sine, normal. Nimeni nu se duce, este, bă, mâine am avort, de făcut avortul, de-abia aștept. Nu, normal. Normal că nu. N-are altă soluție. Corect. Care este soluția? Educația sexuală este soluția pentru a evita avorturile. Nu ducerea până la capăt a unei sarcini nedorite. Nu asta este soluția. Educația sexuală, prevenirea unei sarcini nedorite este soluția. Nu ducerea ei până la capăt. Nu. Fă sex cum o fi și dacă te, Dumnezeu te binecuvântează cu un copil, trebuie să fii fericită. Păi, dar nu vreau. Păi, nu contează. Bună ziua, sunt Teodora. În rubrica anterioară am discutat despre identitatea unică și despre valoarea infinită a vieții încă din momentul concepției. Am încheiat prin întrebarea în interesul cui este avortul? Într-o criză de sarcină, copilul este privit ca o problemă. Dar pentru cine este el o problemă? Este el cu adevărat problema? Cel mai adesea copilul este privit ca o problemă nu de nu, nu copilul în sine. Nu nu el, persoana lui este problema. Sarcina este problema pentru că oamenii respectiv nu vor un copil, nu sunt pregătiți în momentul ăla pentru a avea un copil, nu au bani să crească un copil sau pur și simplu 15.000 de alte motive. Nu vor. De deci ce ar trebui forțat să facă un copil dacă ei nu vor? Nu mai bine introducem educația sexuală în școli? Pentru că suntem pe primele locuri la numărul de mame minore. Nu mai bine conștientizăm femeia, dar și bărbatul. Ce înseamnă un copil? Ca să știi exact dacă vrei sau nu și ce implică el. Nu că e un dar de la Dumnezeu și trebuie să fii fericit. Nu așa. De către mamă, ci de altcineva care ar trebui să-și asume noi responsabilități față de copil și față de mama lui, dar nu vrea să o facă. Și atunci o presează pe mamă să renunțe la copil pentru a scăpa de asumarea responsabilităților. Din păcate, oamenii care îndeamnă la avort nu se gândesc la femeie, ci la ei, la cum să scape ei de o problemă pe care nu vor să o rezolve. Deci, practic, cei care uh, îndeamnă la avort sunt doar bărbații care lasă femeia însărcinată și după aia îi zic "fă avort", pentru că eu nu vreau un copil, dar femeia întotdeauna vrea un copil. Femeia vrea copilul, dar presată de bărbat face avort. Nu spun că nu sunt situații de genul ăsta, probabil că există, dar nu cred că este cazul majoritar. Nu cred că asta se întâmplă în toate cazurile de divorț, de divorț, de uh, avort, pardon. Doamisoară, așa prezintă situația. Toate avorturile sunt făcute de femei la presiunea bărbatului. Nu cred că lucrurile stau așa. De aceea este firesc să ne punem întrebarea în interesul cui alegem în criza de sarcină. Putem să extindem întrebarea avortul nu servește și indiferenței și egoismului altor oameni oameni care nu au o responsabilitate directă față de copil și față de mamă, dar care ar putea să-și asume astfel de responsabilități prin sprijinirea mamei și copilului? Din păcate, și aici răspunsul este da. Adică noi ăștia care suntem pro avort deși nu avem, nu suntem implicați direct, știi? Fie bărbat sau femeie într-un avort. Că poți fi implicat și ca bărbat, nu? Ești cuplul respectiv și tu. Și copilul tău, teoretic. Nu? Femeia aia nu rămâne însărcinată cu Duhul Sfânt. Rămâne cu tine, deci. și tu implicat. Nu poți să zici, bă, bă mie nu mă interesează. Nu. Trebuie să o susțin, nu? În situația asta. Indiferent de alegerea pe care o face. Dar, uh, tocmai, eu aș spune exact invers. Adică, nu mai bine susți femeia respectivă dacă nu-și dorește un copil să facă avort. Dacă ea-și dorește copilul, da, Poate să-l facă. Dar dacă nu și-l dorește, să nu-l facă. Până la urmă, la asta se rezumă totul. O femeia aia să poată alege. Vrei să faci copilul? Da, vreau. Perfect fă-l. Nu vrei? Nu. Din 15.000 de motive, treaba mea, care sunt dacă vreau să le spun sau nu. Bine, atunci nu-l face fă avort. Asta e tot ce se vrea. Toată lumea încearcă, într-un fel sau altul, să inducă ideea că lumea promovează lipsa sarcinei. Nu! Promovează dreptul de a alege. E o diferență totală. Nu spune nimeni să nu cumva să faci copil. Vrei să faci copil, dar nu-l face. Nimeni nu spune asta. Nimeni nu îndeamnă, nu îndeamnă pe cei care vor să facă un copil aoleo, să nu cumva să faci. Nu. În schimb, în tabăra cealaltă sunt oameni care zic să nu cumva să faci avort duci copilul, duci sarcina până la capăt. Nu contează. Că după aia îl la un orfelinat, că după aia nu te interesează, că nu ești un părinte bun pentru că nu vrei să ai un copil, că n-ai bani să-l crești, că, 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 15.000 de că. Nu, nu contează. Tu trebuie să-l faci, că așa e normal, că așa am decis noi. Cunoaștem proverbul care spune că este nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil. Ei bine, la fel este nevoie de sprijinul comunității pe perioada sarcinii. Un sprijin firesc ca în orice altă situație care nu poate fi rezolvată de un singur om. Pentru ce înseamnă mai exact acest sprijin? În ce constă el, o să ne spună? Ce înseamnă sprijinul comunității? Sprijinul comunității pentru o femeie gravidă există. Și există și după naștere. România are unul dintre cele mai bune programe de concedii postnatale din nu știu dacă din lume, dar cu siguranță din zona asta europeană. În România poți să stai 2 ani de zile acasă, cu 80% din salariu, nu mai știu dacă e fix așa, 2 ani de zile. Știți că stai în America? 3 luni. Statul îți oferă, îți oferă niște avantaje pentru a face un copil. Deci eu zic că sprijinul comunității există. Există. În Olanda mi se pare că stai vreo două luni, de exemplu. În România este un program foarte uh, deschis către zona asta. Poți să stai doi ani de zile acasă. Cu banii plătiți de stat. Deci de comunitate, nu? Cine altcineva. Și mai ai și alte ajutoare. Tot din partea statului. Nu e singur. Eu zic că există susținere pentru a face copii. Poziția statului român, deci a comunității, nu este împotriva copilului. Nu îndeamnă nimeni să nu faci copilul. Dacă tu vrei să-l faci. Dar, în același timp, dacă nu vrei să-l faci, trebuie să ai posibilitatea de a alege tu pentru tine. Pentru corpul tău, pentru familia ta. Nu să-ți se impună ceva. Asta nu mi se pare normal. Asta e tot până la urmă. Asta se rezumă, mai repet. Pentru că nu este generată de un singur om. Când sprijinul lipsește, falsa soluție care îi se propune mamei este avortul, prezentat ca fiind în interesul ei, deși nu este al ei, ci al altora. Da, sunt de acord, sunt de acord că avortul nu este o soluție în sine. Este o traumă pentru o femeie. Fie că vrea copilul, fie că nu-l vrea. Fie că vrea și este presată de cum spuneți voi, că poate sunt și cazuri de genul ăsta, nu spun că nu sunt. Fie că nu-l vrea și a fost un accident sau etc. Tot este o traumă, nu e intervenție care să duci cu bucurie, repet. Dar soluția nu este propagarea ideii că ai rămas gravidă, gata, îl faci, că altfel ești o criminală sau cine știe ce. Soluția, o spun încă o dată, este educația sexuală. Cum s-a dovedit? Pe statistici sunt o grămadă de. Uh, uh, îmi scapă cuvântul. Vine să zic numai cursuri. De studii în domeniu. O grămadă. Și s-a dovedit în țări în care s-a introdus educația sexuală că numărul mamelor gravide care au apelat la avort a scăzut. La fel și numărul minorilor gravide, ceea ce este extrem de important. Soluția pe care o propuneți dumneavoastră este pur și simplu du-sarcina la capăt. Și după aia trăiește copilul ăla într-o familie mizerabilă. Mizerabilă nu neapărat la modul propriu, da? Într-o atmosferă poftim mizerabilă. Sau este dat la orferinat, sau este împins la bunici, crește acolo. Și ce ai rezolvat? Doar așa de dragul de a face un copil? Dumneavoastră nu vă gândiți la copii. Pentru copilul respectiv să vină într-o familie unde nu este dorit, nu este o soluție. Este foarte rău. Așa a vrut tatăl copilului, că altfel mă părăsea. Așa a vrut familia, că altfel mă dădea afară din casă. Așa mi s-a spus, pentru că altfel fac de rușine pe X sau pe Y. Așa a vrut firma, ca să nu piardă un lucrător timp de 2 ani. Și exemplele pot continua. Aceasta În alea două luni în Olanda fac bani cât pe un an în România. Da. Și banii aia vin și după aceea îi cheltuiesc în România. Nu? Adică nivelul de trai, nivelul salarial de care ai nevoie pentru a trăi în Olanda este același cu cel pe care, de care ai nevoie pentru a trăi în România. Un apartament în Olanda costă cât unul în România, presupun. Nu? Și atunci de ce comparăm? Cât fac ea în două luni în Olanda? Vrei să-ți dea statul cât îți dă în Olanda? Nu are de unde să-ți dea atâția bani. Eu zic că statul pentru femeia gravidă face destul de multe în România. Arată de fapt că am creat o cultură a avortului în care femeile în criză de sarcină pot avea succes doar dacă renunță la copil. Această cultură a avortului îngăduie presiunile punctuale asupra femeilor să facă avort și nu le mai consideră abuzuri, ci normalitate. Cine face presiuni să facă avort? Cine face presiune asupra femeii să facă avort? Ce cultură a avortului, Dumnezeule? Ce cultură a avortului? Cultură a avortului? De cine? Cine face asta? Cine face presiuni? Cine i-a spus unei femei care spune eu nu vreau să fac avort, vreau să fac copilul, face avort obligatoriu, dar nu vreau, ba da! Cine a spus asta vreodată? de aceea cuvintele cheie care descriu criza de sarcină nu sunt înălțătoarele libertate, dragoste, sprijin, emoție împărtășire, ci tragicele rușine, presiune abuz, amenințare coerciție, violență emoțională, verbală, psihică fizică. Aceasta este realitatea pe care un număr semnificativ de femei o îndură în tăcere și lacrimi încumplite. A, pl a plătit biserica clipul ăsta chat pentru a induce ideea pentru Asta mi se pare la, la, limita, la limita ticăloșiei. Nu spun că e ticăloșie, dar e la limita ticăloșiei. Spun că a plătit biserica pentru că este pe canalul bisericii, pe Trinitas. Faptul că îți induce... Vrea să te facă vinovată dacă faci avort. Dumnezeu nu vrea să faci avort. Dacă faci avort, faci un păcat foarte mare. Deci asta este asta este ideea. Asta e ideea lor. Că dacă faci un avort, să te, te simți vinovată. Să te simți vinovată tu, ca femeie, că faci un avort. Că nu e destul de mare trauma respectivă asupra corpului, asupra psihicului. Mai vin și ei. Nu. Fă copilul. E Crize de sarcină pentru care nu li se oferă o soluție. Eu nu știu unde trăiește femeia asta, dar aproape toate fetele cu care am fost prieten, ambele, mai mult sau mai puțin apropiat, se plângeau că le presează părinții cu întrebarea când îmi faci un nepoțel. Da. Bineînțeles. Dar ea vorbește de cultura avortului. Nu poți să treci. Nu poți să treci de 30 de ani fără să auzi întrebarea când faceți un copil. Nu poți să ai un cuplu, nici măcar dacă treci de 30 de ani. Nu poți să fii într-un cuplu stabil, să zicem, peste 5 ani de zile, pentru că vin clasicele întrebări. Când vă căsătoriți și când faceți un copil? dacă v-ați căsătorit deja. Acestea sunt întrebările. Care e cultura avortului? Unde e ea în România? spunem și mie. Când sunt veșnicele întrebări. Sunt veșnicele întrebări. Când faci copii și când te căsătorești? Peste tot. Unde este cultura avortului? E incredibil totuși. Reală. Dar știți care este vestea cea bună în peisajul acesta tragic? că Dumnezeu nu a așezat întâmplător copilul să petreacă 9 luni în burtica mamei. Ce v-am zis? Ce v-am zis? Și nu a dat întâmplător mamei simțământul unic al maternității. Unindu-i în primele 9 luni de viață, a unit și binele lor. Binele mamei se împlinește odată cu binele copilului și reciproc. Avortul la cerere sfârșe unitatea lor. Ia du-te și spune-le... Domnișoara, cum o cheamă pe domnișoara? Am uitat. Ne spune? Teodora Diana Paul, ați fost domnișoară vreodată într-un orferinat din România? Să vedeți copiii de acolo? Și copiii de acolo? Tot Dumnezeu i-a pus în burticile mamelor. Ați fost vreodată, ați fost vreodată într-un uh, orferinat din România? Să vedeți ce condiții, cum sunt copiii ăia, sunt fericiți? Sunt... Ați fost vreodată? Ca să vedeți unde se ajunge cu o sarcină nedorită? așa să vorbim din fața unui, fața unui aparat și să îndemnăm femeile ce să facă cu corpurile lor, e foarte simplu să citim un text. Și după aia plecăm acasă, liniștiți. Asta e ușor de făcut. Bineînțeles. Și binele ambilor. Dar sprijinirea femei în criză de sarcină... Dar nici măcar să fi fost. Vedeți un documentar, uite. Vedeți un documentar pe internet despre orfelinatele din România. Că există, cred că sunt și pe YouTube. Nu știu să vă personal. Și vedeți cam ce se întâmplă. Nu mai zic de orferinatele din anii 90. Imeia după Revoluție sau mai rău, de dinainte de Revoluție. Chiar și acum. Nu spun că sunt uh, tratați prost. Deși sunt. Dar uitați-vă la ei dacă sunt sau nu fericiți. Îi ajută pe amândoi. De aceea binele femei în criza de sarcină nu este avortul. Ea merită o soluție reală și soluția există sprijinirea da. ei. Educația sexuală. Pe plan spiritual, psihic, material și cu ce are nevoie pentru a face față presiunilor cu care se confruntă. Aceasta este soluția în interesul ei. Presiunea una dintre presiunile cu care se confruntă o mamă gravidă, tocmai am văzut un clip ăsta, să nu cumva să faci avort. Asta este o presiune. Presiunea nu, să nu cumva să faci avort că ești o păcătoasă și practic te opui voii lui Dumnezeu. Asta este a, da, asta e o presiune, de acord? Fă misiune alături de noi. incredibil. Cultura avortului. Deci este un clip uh, pus astăzi, totuși. Are deja 145 uh, de vizualizări și un coment dar pe care nu-l putem vedea. Și... <sighs> Lași comentariu? nou. Ce, ce comentariu să lași oricum? Că să citește cineva? Vreau să spun pentru a 15 oară că o să fie și pe YouTube și de aia, așa, în încheiere. Uh, nu am nimic cu credința oamenilor. Nu. Crezi în Dumnezeu foarte bine. Ești... n uh, uh, iar îmi scapă cuvântul. Ești ateu? Foarte bine, treaba ta. N-am nicio problemă cu credința oamenilor. Nu o să fac niciodată mișto de credința unui om în Dumnezeu. Sau în ce vrea el. Perfect. Dacă funcționează pentru tine, dacă te face să te simți mai bine, dacă te ajută din orice punct de vedere, nu e niciun fel de problemă. Nu cred în instituționalizarea lui Dumnezeu. Nu cred în biserică. Deci nu cred în oameni care îmi vorbesc mie despre Dumnezeu. În oameni nu, nu cred. În Dumnezeu, treaba mea, dacă cred sau nu. Pentru că eu cred că e o chestie personală. Credința în Dumnezeu nu cred că este un lucru cu care tu să faci paradă, pe care să-l arunci în față doar pentru a primi aprobarea sau, eu știu, validarea celorlalți. E o chestie personală. Treaba ta. Cum crezi, cât crezi, dacă crezi sau nu. Dar în oameni, nu. Nu cred. În oameni care folosesc, în SRL-uri care folosesc credința drept domeniu de activitate, gen biserica? Nu. În asta nu cred. Vă pup YouTube, băgați acolo like-uri ca să, să, promovăm cultura avortului. Doamne Dumnezeule, v-am pupat. Veniți și voi pe Twitch, aveți acolo în descriere toate lingurile necesare pentru Twitch, pentru astea. Veniți și voi pe live aici, aici și Hai, v-am pupat. Pa!